am trecut. Știți că în cadrul complexului el, de acum este și un centru de studii martirologice. Și, mă rog, iată, se consolidează tradiția unui simpozion de martirologie care se ține acolo anual și care, mă rog, deocamdată e destul de puțin medializat și reunește destul de puține forțe. De-aia e bine să știe lumea despre ce este vorba, așa, dar să pune cât mai mulți umăr. Pentru că s-a făcut treaba asta cu Aiudu și e admirabil că s-a făcut. Dar acum intrăm deja într-o altă fază. Ce facem cu ceea ce avem? Cum hivernisim acest loc minunat și extrem de funcțional, dar care e și foarte departe și foarte tot medializat și foarte controversat, cum se întâmplă în lumea românească, că dacă nu faci nimic, nu are nimic cu tine și e chiar agreat. Dacă ai făcut ceva, imediat să ai toată lumea pe tine. Să-ți caute măduri în papură, nu știu ce, se instaurează un fel de suspiciune din asta toxică. Și, din păcate, niciun fenomen ca Aiudu n-a scăpat de acest blestem românesc. Și unul dintre motivele pentru care mi-am propus să vorbim despre el este și acesta, să facem puțin, pe cât se poate, lumină, într-un caz încetoșat, în mod inutil și tendențios, mai ales pentru și mai ales la anumite cercuri radicale din lumea ortodoxă, pentru că a fost la un moment dat un fel de bătaie cu Aiudu. Adică fiecare a vrut să zică eu am făcut Aiudu. Sau eu am fost fioara întâi. Ori Aiudu nu este proprietatea exclusivă a nimănui. Toți cei care au contribuit acolo și au adus acolo două. Și până la urmă, dacă s-a făcut ceva, nu s-a făcut datorită vrednicii oamenilor compari, datorită voii lui Dumnezeu, care peste aceste frecușuri ai oamenilor, a făcut în așa fel încât, mă rog, lucrurile au prins consistență și s-au întruchipat. Și de-aia, în titlul conferinței, am zis că avem de-a face nu numai colecție, mă rog, un istoric al unui monument, ci și o colecție dumnezeiască, în care ar fi cazul să învățăm câte ceva. Acum el pare o afacere încheiată în mare, dar ne vom confrunta pas cu pas, în anii care vin, cu astfel de situații și e bine să învățăm câte ceva din fiecare. Pentru că, de data următoare, poate să fim ceva mai realiști și mai înțelepți. Probabil că mulți dintre dumneavoastră ați fost la Aiud și e inutil să fac o descriere prea amănunțită a locului. Pentru cei care n-ați fost, e vorba de un complex monumental care se alcătuiește din mausoleul bisericii, care s-a ridicat inițial, mai ales în strădanile Asociației Fostului de Ținuți Politici, filialele Alba și Sibiu. Sibiu și Alba, n-am trebuit. Apoi, mai târziu a apărut schitul cu hramul Înălțarea Sfintei Cruci, undeva în coasta monumentului, un schit care n-a avut niciodată biserică. Biserica a fost cea dinăuntru monumentului. Iar, în urmă, a apărut acest proiect mult mai ambițios, care s-a și realizat în proporție de 80%, al unei mănăstiri, cu hramul celor 40 de ucenici, și care, în afară de mănăstirea propriu-zisă cu biserică și acaretul, mă rog, chilia, condare și așa mai departe, are biserica, are două niveluri la subsol, în care se va realiza, probabil, cel mai mare muzeu memorial al comunismului din România, care își propune să-l bată pe cel de la Sighe. Am văzut proiectele și sunt destul de încurajatoare, dar sigur, trebuie timp, trebuie oameni competenți, trebuie bani, nu se poate face totul peste noapte. Dar, mai mult decât atât, în cadrul mănăstirii va funcționa și un centru de studii martirologice, care, în mare măsură, este gata, care va avea sân de conferințe, birouri de lucru, spații de cazare pentru cei care vor veni să facă munte de cercetare la fața locului. Mă rog, că
dezvoltarea unei instituții moderne și funcționale. Totul este așezat în așa numită râpa robilor, acolo unde a fost cimitirul închisorii de la Aiud, închisoare care datează de vremea Mariei Tereza, dar și-a câștigat trista faimă, mai ales în anii comunismului. Când au trecut pe acolo, mai toată elita lumii românești, sigur, și în închisorile astea comuniste s-au fost diferențieri, în sensul că erau închisorii care erau aduși cu predilecție anumite, anumite categorii. La Sighet au fost mai mult figurile remarcabile în viața politică. Nu acolo au murit Maniu, Gărâi Brătianu și așa mai departe. La Aiud au fost în special cei de dreapta și mai ales legionari. În cauza asta, posteritatea, mă rog, are un om mai tendențios la s-a raportat la Aiud. Sighet este mai corect politic. Și din cauza asta mai mediatizat, din cauza asta acolo, mă rog, s-au și investit fonduri oficiale foarte multe și din țară și din străinătate, s-a putut face mai repede un complex memorial destul de bine pus la punct și remarcabil, dacă sunt pe de vedere. La Aiud, mă rog, nu se încearcă neapărat o replică la Sighet, dar sigur, pătrinul său ulterior ar fi de dorit să întreacă Sighet. Dar, sigur, oficialitățile sunt mai rezervate pentru că este vorba de niște deținuți politici care astăzi au o imagine destul de proastă în posteritate. Și observați și dumneavoastră cu câtă îndrăcire s-a pus pe treaba această fundație Elimize și cu câtă lașitate, cu câtă lipsă de coloană vertebrală reacționează lumea românească. Adică tot timpul nu mai are figuri ale lui intervenții, trecute mai toate cu închisorile comuniste, sunt calomniate și devalidate, iar noi nu suntem în stare să ne organizăm și să ne apărăm așa cum s-ar cuveni. Poate cred că încep, încep vom deveni ceva mai îndrăzneți. Sigur, rostul acestei campanii nu este atât a băga lumea în închisori. Nu se mai întâmplă niciodată chestia asta. Nu cred că vor fi prea multe procese iscate de acestea. Mai degrabă să intenționează un fel de intimidare a oamenilor. Și să se creeze un fel de autocenzură. Așa pentru că, mă rog, să se vorbească cât mai puțin de aceste lucruri și ele să nu mai fie referențiale în economia vieții națională. Vor reuși sau nu vor reuși? Asta nu depinde de ei. Depinde de noi. Noi ne vom lăsa sau nu ne vom lăsa. Dar să ne întoarcem la Aiud. Tot a început în 1992 la inițiativa Asociației Voștilor Deținuți Politici, care s-a constituit primele de evenimentele din 1989. Omul care a fost în frunte tot timpul, în 1992 până în 1997, când a trecut în lumea drepților, a fost Gheorghe Prahonski, deținut politic de la Sibiu, cu 17 ani de închisoare, dacă nu mă înșel. Și soția lui, Maria Prahonski, și ea, trecută în închisoarele comuniste de femei. El a fost sufletul inițial al lucrărilor. Proiectul a fost realizat de doi arhitecți, artiști plastici, trecuți și ei prin închisori, Angel Marcu, care a murit în 1995, și Nicolae Goga, mort în 1998. Deci, atât acești oameni, fără de care Aiudul, memorial, ar fi existat, n-au mai apucat, din păcate, să vadă definitivarea monumentului și sfințirea mica biserică care a avut loc în 1999-2000. Sigur, după ce a murit Gheorghe Prahonski, soția lui Maria Prahonski a dus treaba mai departe. I-a ținut locul extrem de onorabil, an de zile. A murit și acolo la începutul anilor 2000. Lucrările începute în 1992, pe bani adunați de Asociația Voștilor Deținuți Politici, fără nicio contribuție oficială, s-a
statul a fost refractat de la un cap la altul în ceea ce privește aiurile. În toate fazele realizării proiectului. Deci, ceea ce s-a întâmplat în 1992 s-a finalizat în 1999, în 7 ani. Respectiv acest monument inițial, care este orice s-a făcut după aia și orice s-ar mai face de acum înainte, inima locului. E miza. Este vorba de o clădire dreptunghiulară, de 27 de metri lungime și 6 metri lățime și 18 metri înălțime, la suprafețea se află 7 perechi de cruci îngemânate, peste care urmează o cruce imensă, ca și când, mă rog, crucile îngemânate ar fi umerii care poartă crucea deasupra, deci semnificația este transparentă. Este vorba de crucea neamului românesc, pe care o poartă spre zarele veșnicie, martiri și eroi neamului. Și pradă 7, că 7 perechi de cruci îngemânate, de cele 7 taine ale bisericii. Înăuntru, un monument, păzidurile și în dreapta și în stânga sunt inscripționate numele celor căzuți în închisori. Nu numai la aia. Sunt înregistrate numele celor morți în toate închisorile primite în România. Nu sunt toate numele. Dar sunt cam 3/4 de ceea ce se poate documenta. În spatele monumentului este un osoar care s-au adunat osemente ale celor căzuți în închisori, care au putut fi găsite și recuperate acolo în cimitirul de la Râpa Robilor. Sunt destul de multe. Sigur, în jurul nostru s-a cărcat oarecare psihoză și trebuie să avem măsură în toate. A spus că sunt moașe. Eu nu spun că între ele n-ar fi și poate și moașe. Însă asta nu putem să determinăm noi. Asta e o treabă pe care nu poate decide decât biserica cu instanțele, cu autoritățile ei. Deocamdată noi nu le putem spune decât o seminte și nu putem avea în fața lor decât reverența pe care noi în fața oaselor de eroi. Așa cum avem reverență în fața osemintelor de la Mărășești. Mai departe, rămâne să vedem în timp cum se vor așeza lucrurile. Se pare că o serie de moaște provenite de la Iud au făcut deja minuni. Mai mult sau mai sigur sau mai puțin sigur atestate, dar încă o dată lucrurile trebuie privite cu prudență. Mai ales că totuși nu știi în maldărul acela de oseminte care ale cui sunt. Nu știi dacă cel de acolo este ortodox sau greco-catolic. Poate de alte confesiune, au trecut fel de fel de oameni pe la aici. Până urmare, eu, în ceea ce mă privește, aș recomanda din punctul acesta de vedere prudență. Sigur, un osoar nou se face la subsolul bisericii de noua mănăstire, de vor fi aduse probabil și oase din alte părți și acolo își vor avea locul și cele care au statut, sau vor avea statut sigur de Sfinte Moaște. În anul 2000 se întâmplă un lucru esențial. În altul Sfințitul Bartolomeu Valeriu Anania, care a trecut el însuși, care a ținut politic în aiut, pe vremea aceea arhiepiscop al Cujului, ulterior a sfințit monumentul ca biserică. Și din septembrie, praznicul înălțării Sfintei Cruci, până astăzi, deci mauzoleul este și biserică. Acolo s-au ținut altfel și slujbele religioase ale schitului care s-a înființat alături de câțiva mai târziu. Sigur, o biserică mai atipică,
foarte încântătoare. Dar cu o semnificație extrem de importantă. Următorul pas important a fost în anul 2004, când acolo a venit la inițiativa părintelui Iustin Târgu de la Petru Vogă, un grup de măicuțe cu părinte duhovnic Augustin Vărbăru și a început să funcționeze acest schid al Înălțării Sfintei Cruci, care a vedeat asupra monumentului și a fost un lucru extrem de important, pentru că nu vă dați seama ce înseamnă să lași un monument ca acesta de ispeliște. Într-o margine de oraș, iudenii târziu au început să afle și ei că acolo e un monument și care o semnificație. Era primit mai degrabă de la mărul, unul ca așa într-o groapă de gunoi. În general, locurile lăsate de ispeliște, astfel încet, încet să degradează. Mi-aduc aminte ce mi-a fost dat să văd la Mahalaon, dar unde este află monumentul Moșa Marin, în Spania. Tot așa, la marginea unui cimitir. La un moment dat locul a fost îngrădit, dar urmă îngrădicurile a fost dată la o parte și an de câte ori se celebrează acolo, mă rog, pomenirea celor doi martiri. Primul lucru care ne-i făcut este să cureți monumentul de inscripțiile de grafit. Cel fel de porcării inscripționate pe monument. De obicei, nozii marxiste, Spania este de un stângism incredibil. Și, în general, acte de profanare care sunt greu de imaginat și care sunt posibile atunci când nu e cineva care să fie de lei acolo, care să păzească. E, acest ne-a ajuns, în mare măsură, a fost remediat de existența acestui schimb. Dar, sigur, mult mai important decât atât este faptul că acolo, mă rog, tot timpul s-a slujit. A existat o relație permanentă între vii și morți. În urmare, biserica s-a statornicit acolo, pe locul jertfei românești. Și a făcut, dacă nu e nici. Sigur că se simțea această nevoie să se facă mai mult decât atât. Și atunci de la schiță a ajuns la ideea de mănăstire. A apărut așa numitul proiect AIUD. Era cu mai multe faze și efectiv lucrările au început în 2011, iar acum sunt destul de aproape de finalizare. Undeva, deci, tot în zona respectivă, dincolo de casa în care locuia vechea obște monahală, a fost ridicată această mănăstire cu toate anexele despre care v-am vorbit. În urmare, sunt trei momente mari, trei etape importante în istoricul acesta la Iulie. Prima aș numi eu momentul AFNPR, care a durat în 1992, cam până la sfârșitul secolului și mileniului, și care se leagă, în special, de numele lui Gheorghe Prahonski, deci de numele celor doi arhitecți, Angel Marcu și Nicolae Goga, și fără îndoială de strădanile tuturor deținuților politici care au pus umărul la această titorie unică ca dimensiuni și semnificație în lumea românească. Apoi a venit momentul Anania. Moment foarte important în care nu numai că s-a sfințit monumentul ca biserică, dar biserica ortodoxă s-a implicat în înaltul Bartolomeu direct în acest lucru. Și n-a fost important. Un ierarh pe talia lui Valeriu Anania a dat dimensiune și credit acestui proiect. Apoi a fost momentul Iustin Pârâu, moment iarăși extrem de important. În 2001, părintele Iustin Pârâu revine la Aiud, prima oară după eliberarea din 1964, știți că părintele a făcut 17 ani de închisoare și a dat destul de mult și la Aiud. A revenit cu emoții, are câteva redatări, cred că este, rog, înfiorat, încălcă pământul care știe că are, este plin de moaște.
Și el are inițiativa, această idee inspirată, că trebuie acolo neapărat să se ridice un schid. Încet, încet face demersurile necesare și trimite acolo grupe măicuțe cu părintele duhovnic Augustin Vărvăruc, care era crescut în duhul părintele Iustin, și să pun bazele acestui schid inițial. Mă rog, care, sigur, a vegheat asupra monumentului dincolo de atribuțiile liturgice și a funcționat și ca un fel de ghid pentru toți cei care veneau în zonă și care nu aveau altă orientare. Dacă nu mă înșel, în 2005 a fost definitivată clădirea și a început să funcționeze. Schitea, în 2007, dacă nu mă înșel, părintele Iustin a tonat și un clopot imens care s-a pus și acum lângă casa în care locuia obștea. Clopot care a rămas în continuare în exterior, donație deci a mănăstirii Petru Vodă. Următorul moment este cu momentul Dan Puric Pavel Chirilă. Momentul, ca să zicem așa, al fundației Aiudii. Deci de la existența schitului a apărut de la sine ideea că, domne, nu știu, e prea puțin, ar trebui o mănăstire. Păi hai să o facem, dar cum, cu cine? Și inițiativa, ca să zicem așa, a răsărit în mai multe minți și a început să se coacă mai multe părți. Un proiect s-a făcut la București, Dan Puric a apărut la un arhitect, Dragul Mihăilescu, inițial. A luat legătura cu doctorul Chirilă, care ținea foarte mult să fie și acest centru de studii martirologice, Tatăl Mănăstirii, una dintre obsesiile doctorului Chirilă, el însuși fiul de fost deținut politic. Probabil că și asta a contribuit la această sensibilitate deosebită, dar de doctorul Pavel Chirilă, care a făcut primul dispozitiv de martirologie din România, în 2010, dacă nu mă înșel, la Cătăru Chirilă în București, și la care mi-a făcut aminte că a răspuns că tătără propriitudine și biserica la vremea respectivă. A fost un proiect făcut de Petru Vodă, pentru că părintele Iustin și-ar fi dorit enorm să ducă el mai departe această treabă pe care, de fapt, a început. Dar au început discuțiile, bineînțeles, proiectul meu, mai mult decât proiectul tău. Așa se întâmplă la România. Nu știu acum cât de bun era proiectul Petru Vodă și proiectul inițial făcut, mă rog, de Dan Puric și profesorul Chirilă a căzut, a fost refăcut între timp. În orice caz, acolo treaba a stat așa, dom'le, intențiile bune sunt să vedem cine este în tare să le concretizeze. Și s-a dovedit că Dan Puric a fost mai mobil și mai activ. Și a folosit și imaginea publică pe care are și relație, nu știu ce, și a reușit să demareze lucrurile. Un proiect a găsit și sponsorii necesari, pentru că să știți că nu e puțin lucru să faci rost de bani pentru realizarea unui astfel de, de proiect. Cum s-a întâmplat lucrurile? Păi, uite, că Dan Puric a dat grosul banilor, el e principalul titlul, nu-i adevărat. Dan Puric a și el acolo vreo 100.000 de euro, știu eu, cât a putut să adune el din spectacolele pe care le făcea sau în conferințele la Ateneu și așa mai departe. Era nimic în comparație cu credințele unui astfel de proiect. Dar Dumnezeu a lucrat și de zi scar. Sigur, au fost și alte contribuții mărunte, nu le putem înregistra pe toate. Dar, placa turnantă a fost asta, că s-a evit un om care vrea să-și păstreze anonimatul. Un tânăr, ai cărui bunici erau trecuți pe tăpițele din interiorul monumentului, muriseră în închisorile comuniste. Și care a spus, el nu știu ce face, era undeva în Occident, și a spus, dom'le, eu pot să donez 1,5 milioane de euro și în timp poate să mai dau până la 2 milioane. Și așa. Dar așa a putut face treaba. Omul însă a venit, nu chiar întâmplător, a venit la Dan Puric. Pentru că de ce Dan Puric a fost esențial la acest proiect? Nu că ar fi fost cel mai grozav recitat din punct de vedere teologic sau, mă rog, vreun vizionar și așa mai departe. El pur și simplu este
un personaj public, nu? Care îi se deschid toate ușile, pe care toată lumea îl caută și care a avut putere, nu? Să aducă fonduri, să aducă oameni și să miște lucrurile din loc. Pentru a demara proiectul să realizeze, trebuie o părere. Nu s-a făcut această fundație Aiut, în frunte cu Dan Buric și doctorul Pavel Tindu, și sub tutela ei s-au desfășurat lucrurile. Sigur, ea a avut și alte activități, inclusiv aici la București, de, în general, pe linie comemorativă. S-a implicat în sensul lucrurilor, este foarte important, și era lotului s-a implicat. S-a implicat inițial și Andrei Andreicuț, care era arhiepiscopul de Alba, care dăduse binecuvântare pentru schitul făcut de Părintele Iustin. Iar în urmă, esențial, s-a implicat actualul arhiepiscop de Alba, Irineu Pop, și asta a fost foarte important, pentru că această prezență a lui Dan Buric, a doctorului Grilă, a arhiepiscopului locului, a mișcat cumva și organele locale. Primăria devenit mai sensibilă, mai receptivă, mai dialogală și a avut și a partea ei de contribuție, pentru că într-o astfel de situație, legăturile cu oficialitățile locale sunt esențiale. Și a fost mare discuție cu terenul, că era vorba de câteva 600 s-au donat. Și aici, Gipuni și-a băgat dracu coada. Ce s-a întâmplat? Cum să face? Pentru că, bun, mai trebuia plătit și pământul. Deci, dacă nu se putea dona în mod oficial și așa mai departe. Și atunci s-a găsit o soluție, cum? Pentru un om care este, mă rog, director al grupului de la Roma, toată lumea zice, a fost securist, mason, și ce un Călin Iorescu, care întâmplător avea relații cu Dan Buric. Și când a auzit de chestia asta, păi ce stai, că am eu niște relații și vă pot ajuta. Am mijlocit și până la urmă, primăria a donat terenul. Și a fost un moment extrem de important ca să demareze toată povestea. A fost câștigată de asemenea pe diferite căi și bunăvoința închisorii locale de la Aiut, care și ea e un partener în toată chestia asta. Sigur, închisoarea funcționează în continuare ca închisoare, are și ea în cadrul ei în pus de amenajare un mic muzeu, este departe de ceea ce s-ar cuveni să fie memorial la Aiut, însă a înțeles miza acestei chestii, nu? Și atunci, ideea asta a fost, că să conjuge eforturile și posibilitățile unor instituții, cum ar fi Fundația Aiut, Biserica, Primăria Locală, Închisoarea, sigur, asociația foștilor deținuți politici, cât a mai rămas din ea. Așa mai departe. Și deși au fost frecușuri, deși, mă rog, n-au lipsit pietrele de poticnire, până la urmă, iată, încet, încet, lucrurile s-au realizat, s-au împlinit. Sigur, acum, problema care se pune este, lucrurile s-au realizat, dar cum facem mai departe? Biserica are, mănăstirea are 8 ani curs de constituire, să știe un lucru. De asta este foarte important și foarte relevant din punctul nostru de vedere. Starețul noi mănăstiri este Părintele Duhovnic al Ghetului Schit. Deci există o formă clară de continuitate. N-a vrut nimeni să înlocuiască, știu eu, paradigma Petru Vodă cu paradigma Adam Puric. S-au folosit de ce au avut la fața locului. Deci acest Părinte Augustin Vărbaru, care este tânăr și tal, este un factor de continuitate și ideea clară că întreaga evoluție a Iudului este o continuitate, știu eu, binecuvântată de Dumnezeu. Sigur, nu știu de ce se va constitui obște. Dar nu asta este lucrul cel mai important. Că mănăstiri să fac pe bandă rulantă în România. Arsenie Boc a încă în 70 a verbizat. Că nici vorbă de explozia asta de mănăstiri. Dom'le, aveți grijă că ce să pierde e legea asta, că ce să câștigă în extensiune, pierdem intensitate. Veți avea ziduri și nu veți avea oameni cu care să le umpleți. Acum eu nu vreau să judec lucrurile și e un fenomen pe care nu-l putem determina noi, îl contabilizează Dumnezeu.
Ceea ce ne interesează pe noi, în această perspectivă, este cum va funcționa acest centru de studii martirologice, care este o miză națională. Și aici sunt multe dificultăți și multe întrebări care se ridică. Vă să zic că, în primul rând, cine va funcționa în cadrul centrului? Cine îl va conduce? Cine va lucra efectiv în el? Care va fi raportul exact între această echipă care va conduce Centrul de Studii Martirologice și Stareț și așa mai departe. Trebuie acolo o bază documentară de preferat, până acum nu mai există în România. Aduse acolo cărți, casete, video și audio, documente orografice, să pot găsi și așa mai departe, încât acolo să fac o bază informativă, în virtutea cărei acum mijloace moderne, computerizate, să se poată face efectiv cercetare. După toate, mă rog, standardele cercetării moderne. O cercetare care este de dorit să fie făcută de oameni avizați, nu de amatori. Adică trebuie cooptați acolo istorici, oameni care știu despre ce este vorba, care eventual au mai lucrat în domeniu, chiar dacă nu vor sta acolo permanent, vor veni în sejur, mă rog, mai scurte sau mai lungi, vor fi colaboratori exterior, să vor face, mă rog, sesiuni de comunicări periodice, diferite simpozioane și așa mai departe. Trebuie stabilit un mod de lucru, în așa fel încât chestia asta să funcționeze și să dea roade. Ce se așteaptă de la această cercetare? Păi să se limpezească o serie întreagă de necunoscute legate de trecutul acesta recent românesc, de toate personalitățile care au trecut în închisori și, în general, de toate aceste situații istorice pe care nu le cunoaștem într-o măsură foarte mică. Și din cauza faptului că nu avem încă acces la toate documentele și din cauza faptului că nu avem încă suficienți oameni implicați în această muncă de cercetare, și din cauza faptului că oficialitățile pun de multe ori pe eroare, dar și din cauza faptului că suntem un neam mai puțin vrednic decât ne place să ne credem. Și că sunt foarte, de foarte bun de gură, dacă trebuie să trecem la fapte, avem minusuri foarte mari. Nu e foarte clar deocamdată cum va funcționa acest centru. O propunere generoasă și inspirată, mi se pare aceea ca domnul Sorin Lavic să se ocupe de el de aici, de la București. Numai că asta rezolvă numai parțial lucrurile. Domnul Lavic este o competență în domeniu și un om capabil să ducă această cruce. Numai că trebuie cineva la fața locului și de preferință călugăr, care să țină acolo lucrurile în mână și să supervizeze întreaga activitate. Și el să țină legătura eventual cu structurile de la București și așa mai departe. Eu l-am propus pe părintele Moise Răgovan, care nu mai are nevoie de prezentări, care și-a dovedit vrednicia cu asupra de măsură. E tânăr, e vital, e în problemă. Rămâne să mai și accepte, rămâne să și găsească colaboratorii cei mai inspirați. Nu știu cum să vor contura lucrurile. În orice caz, cred că dacă nu se va găsi un călugăr vrednic care să fie acolo la fața locului, zi de zi și ceas de ceas, și care să ducă greul, foarte greu va fi asigurată funcționalitatea acestui centru și ne va avea situația că avem zidurile, dar, cum spuneam mai devreme, n-are cine le umple. Să sperăm că lucrurile vor evolua spre bine, că precușurile acestea despre care v-am vorbit vor dispărea până la capăt și că vom fi în stare să chivernisim cum să cade acest lucru făcut cu atâtea sacrificii și mai ales cu binecuvântarea lui Dumnezeu care a lucrat deasupra de desăvârșirilor omenești. Și dacă s-a făcut, eu am această convingere că l-au făcut nu vii, ci morții. Că rugăciunile martirilor de la Iuni sunt cele care au netezit calea spre această împlinire memorială. Vă mulțumesc și rog, bă, prietenii mei, să vă spun câteva cuvinte. Vă mulțumesc! Domnul Sorin Lavic, profesor de filozofie, editor, monograf al
fost antiplica și mai ales un mare mărturisitor. Răzvan va prezenta în amănunțime istoria acestui loc. Rețineți că este o formulă hibridă acolo, este coabitarea unei instituții laice cu mănăstire. O formă hibridă, sper să aibă efect. Nu știu cum se va împăca obștea monahală cu cei care vor conduce acest centru de martirologie. El încă nu a intrat, nu a fost lăsat la noi, nu funcționează. Așa că cine va fi acolo, director, eu sau altcineva, ce echipă va fi, nu se știe. Răzvan Codrescu v-a prezentat chiar toți protagoniștii din al căror merit s-a ivit acest proiect. Gândiți-vă că totul s-a făcut cu bani privați. Statul nu are absolut niciun merit aici. Și nu știu dacă varianta mistică de explicație pe care o dă Răzvan Codrescu este cea mai lămuritoare, că oasele morților au lucrat, însă a fost o înlănțuire de prilejuri, de ocazii favorabile, din care a ieșit ceea ce avem astăzi. Monumentul este o podoabă arhitecturală, este făcut de un om, îl pomenea Răzvan Codrescu, Radu Mihăilescu, de la Timișoara. E vorba de nou proiect. De nou proiect. Cei care l-au văzut spun că este o reușită, este o capodoperă arhitecturii, este de inspirație ortodoxă, dar fi mulțumit pe Sene și pe Justin Păvăra că îl vedea. Și să vedem de acum încolo ce va ieși. Deocamdată nu știm. Dar ce era greu s-a făcut cu acest anonim, al cărui nume nu avem voie să-l pronunțăm, deși și eu, și Răzvan și Claudiu știm, este un om care a dat 2 milioane de euro din banii lui ca să ridice acest lucru. De ce? Pentru că bunicii lui au murit la Paris. Iată cum se fac lucrurile. Nu prin obligații venite pe linia statului, pe linia oficială, ci din lăuntru. Ceva te împinge să faci acest lucru. Restul, să vedem. Ați putea să ne explicați pe linia estica? Nu știu. Eu sunt pur și simplu implicat în mijlocul unei afaceri al primei cum aparține. Dan Puric m-a rugat să, în măsura în care pornește acest centru, să fiu directorul lui, însă eu deocamdată nu știu. Răzvan Codrescu este o solitate în privința asta față de mine, nu știu. Și aș fi impostor să urmăm după că vorbesc despre simbolistică, nu știu. Domnul Adrian Nicolae Petru, cercetător CNSAS, colaborator al ziarului Lumina, a lucrat enorm pentru, mă rog, investirea figurii recente, pentru învierea unor figuri exponențiale de martire tehnicilor comuniste. Iar la Iubi ne-am văzut chiar anul trecut, nu? Da. Unde era acolo cu fiul părintelui Iliei Imbrescu, Paul Corneliu Imbrescu. Ce-aș putea să vă spun eu, să vă spun ceva despre ce mă pricep și ce mi-aș dori eu să se realizeze la IU. Vă spune că anul trecut chiar scrie pe această proiecție. Anul trecut, pe 23 noiembrie, a fost o conferință națională, aici unde aveți imagini de la trapeză, pentru că centrul de martirologie încă nu este gata. Aici, în această sală, a fost o primă conferință, Sfinții Aiuturi, o critică teologică a comunismului s-a numit. A fost o conferință organizată în colaborare cu Facultatea de Teologie Ortodoxă de la Alba Iulia. Și mă bucur acest lucru, de ce vă spun? Pentru că consider că cercetarea martirologică, această dimensiune de cercetare, dacă aș putea spune, consider că trebuie să se facă la nivel științific, nivel academic, cu instituții sub care se asigură această acoperire științifică, academică, pentru ca să nu fim acuzați mâine, poimine, deja suntem, că spunem fel de fel de lucruri care mai inventate. Deci, personal vă spun, sunt pentru o cercetare, pentru o identificare, o descoperire,
O înțelegere a acestor martiri, acestor eroi ai neamului, martirii bisericii și eroi ai neamului, țin să precizez, în lumina documentelor de arhivă. Vă spun acest lucru pentru că în urma experienței acumulate în cercetarea arhivelor, pentru că sunt multe lucruri necunoscute nouă astăzi, sunt multe lucruri care trebuie știute, trebuie înțelese, în contextul istoric, în cheie duhovnicească, în perspectivă, în Duhul Bisericii, evident, și care consider că aici la Iud, aici la Iud este ambientul care ne poate ajuta să facem acest lucru. Ce aș putea să vă mai spun, la aceste simpozioane pe care vorbea domnul Codrescu, eu până acum nu am fost, am fost anul trecut la deschidere, a fost o deschidere, nu cred că a fost chiar un simpozion. N-am fost la mancii din poziția. Mă rog, ele nu pot avea floarea de care s-ar cuveni, din cauza că locul e foarte departe, mediatizarea e foarte proastă, foarte puțini oameni sunt dispuși să se deplaseze acolo cu conflictul. Neposibilitățile organizatorice sunt încă reduse, ridiți-vă de tot, trebuie transportați, cazați, și așa mai departe. Chestia va crește, din deocamdată sunt niște simpozioane, niște lucruri mai restrânse, așa, nu știu ce. Ce punct e bun? Tocmai de-aia încercăm să dăm bucul în țară, ca dumneavoastră toți să auziți, să înțelegeți corect cum stau lucrurile, să mergeți la Aiut, să trimiteți și pe alții la Aiut, să știți că Aiutul există și vă provoacă. Da, eu, din partea mea, dau deschiderea pentru a organiza acest centru, pentru că e nevoie de un muzeu, cum spunea domnul Codrescu, este nevoie de acumularea acestui depozitar de material istoric. Sunt multe de făcut, oricum, dar, repet, după norme științifice academice. Acesta e osorul de sub biserică. Acesta e afundat. Da, nu, trapeza. Trapeza. Bine, cam atât am avut de spus. Vă mulțumesc. În legătură cu arhitectura asta, care urmă a apărut stranie, am auzit pe internet o calificată de moschee. Nu, este după, este stilul oriental, al rotondă. E adevărat că este atipic, dar nu este de lume ortodox. Să păstrează toate caracteristicile de simbolistic asta a crucilor conjurătoare, care o conexează cu monumentul alăturat, pentru că s-a urmărit aceeași linie, în principiu. Deci o realizare unitare și de certă la luarea a zis. Da. Claudiu Târziu. Claudiu Târziu a fost tot timpul un apropiat al proiectului, l-a mediatizat cu toate puterile și revista Rost, care după care nu mai apare, și în formula AS, nu? Pe care o duce pe lume. Și cred că este în măsură să vă spună câteva cuvinte, mai ales că a fost de foarte mult de la el. E mult spus că duc eu formula AS pe lume, e o echipă foarte mare, dar mă rog, am și eu... Pentru partea asta creștină și asta. Da. Să spunem că am că despre Rost, ea, deși nu mai apare în format printat, adică pe hârtie, apare în continuare online și sperăm că putem să facem în continuare ceea ce ne-am propus și în acest mediu, având în vedere că noile generații se orientează mai degrabă spre internet decât spre publicațiile tipărite. Acum, Aiutul, în opinia mea, deși este, să spunem așa, pe la coroanei, dacă ar fi să facem un clasament nepotrivit între locurile de martiraj din România și unde trebuie să se facă mereu și mereu comemorări și elemente culturale prin care să aducem la cunoștința opiniei publice ce s-a întâmplat în comunism și de ce s-a întâmplat în comunism. Deci, deși are acest rol în viziunea mea, Aiutul este totuși o singură piesă. Trebuie să vedem întotdeauna ansamblu. Și de ce spun asta? Pentru că Aiutul în sine a devenit o piatră de poticnire pentru creștinii oarecum mai implicați în viața cetății, cei cărora le pasă de memoria eroilor și sfinților noștri,
și care încearcă să se dumirească, să lămurească și pe alții, să-i cinstească pe cei căzuți acolo și în alte părți ale țării. A devenit o piatră de potignire pentru că, așa cum deseori se întâmplă în lumea românească, accentul a fost pus intenționat pe elementul polemic. S-a căutat cu tot din adinsul crearea a două tabere antagonice, în loc să se pună pe ceea ce era cel mai important, ceea ce ne unea, și nu numai că ne unea, ne unea pe noi cei de aici, cu cei care au fost și cu cei care vor fi. Și anume pe natura acestor martiri, de la Iud și din toate părțile. Au fost peste 47, 40 de pușcări, nu știu, 47, 45 de episori în România, 10 sute de lagăre unde au murit români. Încă nu știu dacă există o cifră finală a celor care au murit, a celor care au suferit și în niciun caz nu se va putea ști cifra celor care au suferit în afara închisorilor, în afara câmpurilor de luptă, în afara zonelor de confruntare dintre partizani, așa cum sunt ei numiți de prea comuniști cu arma în mână, și trupele de securitate. Pentru că au fost familii, au fost oameni care au susținut și care au suferit îngrozitor și ei. Așadar, s-a pus accentul pe această polemică distructivă și până la urmă utilă doar vrăjmașului, nu nouă. În loc să pună accentul pe faptul că acești martiri trebuie cunoscuți și cinstiți, nu pentru că le facem noi cu favoare, și nici măcar pentru că avem vreo datorie, deși o avem, ci mai ales pentru că ei au o funcție esențială, de model, de îndreptător, aici prin neam, care a cunoscut tot felul de momente în istoria lui, mai bune sau mai rele, ca toate neamurile, și care astăzi, după cum vedem, cunoaște un moment de slăbiciune de caracter, aș spune, poate nepotrivit, dar pilduitoare. Și veți înțelege imediat la ce mă refer. Acum 10-15 ani, aproape că nu se vorbea despre cei care au crescut în munți, despre cei care au murit în închisori. Erau relatări episodice în presă, era munca unor cercetători harnici și dedicați din câteva instituții de stat, în special de la CNSHS și la Arhivele Naționale. Mai puțin. Dar la nivel public, la nivelul masei mari de români, era o ignorație aproape desăvârșită cu privire la istoria noastră recentă și la acești eroi și martiri, va fi acești sfinți, așa cum se spune. Cum necum, Dumnezeu a făcut ca să existe un mai mare interes de la un moment dat. Acum putem spune că există un cult al celor căzuți în închisori și nu numai. Există un cult al sfinților închisorilor. Există demersuri numeroase pentru canonizarea unor de cei care s-au desăvârșit spiritual în pușcăriile comuniste. Există o implicare a unui număr semnificativ de ierarhi și de preoți pentru recunoașterea sfințeniei acestora și pentru cinstirea lor ca atare, s-au făcut și acolo simpozioane, slujbe, demersuri. Vedeți că în 2017 va fi un an dedicat de către biserica noastră celor căzuți în închisori și pe câmpurile de luptă împotriva comunismului. Deci pași uriași pe care aproape nici nu-i puteam spera noi cei o mână de nu idealiști, ci de haiduci, să spunem așa, cu ghilimele de rigoare, care îndrăzneam să vorbim acum 10-15 ani despre toate acestea. Și în loc să ne bucurăm
că în sfârșit se pun efectoarele pe episodul ăsta de istorie recentă, pe oamenii ăștia care chiar merită să fie cunoscuți, noi ne certăm de fleacă. Că cine ce a făcut, nu vă spun ce este pe internet, vă rog, știți foarte bine că sunteți oameni tineri și probabil că folosiți mijlocul ăsta, dar mereu am întrebări de tipul ăsta, că, sau mă rog, reacții de tipul ăsta. Eu nu mă duc niciodată la Aiud, nu mai vreau să aud de Aiud, acolo este un templu masonic, acolo este o porcărie făcută de Dan Puric și Călin Georgescu. Bă, fraților, indiferent cine, cum a contribuit la toată povestea asta, deși lucrurile stau exact cum v-a spus domnul Codrescu, și eu nu văd nimic rău în tot ceea ce s-a întâmplat acolo. Dimpotrivă, văd o lucrare a Duhului Sfânt prin niște oameni cum sunt ei, mai vrednici sau mai puțin vrednici, da? Nu suntem noi puși acolo, aici, judecători. S-a făcut. Este. Uite că mâine, poimâine, pornește și viața de obște acolo, la nivelul mare, cum a fost gândit, și centrul de martirologie. De ce să nu ne bucurăm? De ce să nu contribuim și noi la cunoașterea proiectului, la pelerinaje acolo, la cunoașterea celor care au suferit acolo și așa mai departe? Noi preferăm să cârtim. Dar la o adică, dacă există o mică amenințare la adresa siguranței noastre, imediat ne repădăm. De tot. Deci, avem gura mare, spune de ce a făcut ăla, de ce n-a făcut așa, de ce a făcut pe dincolo, că eu aș fi făcut mai bine. Ok. Dar când suntem în postura, suntem puși în postura de a mărturisi, opa, ne trezim că avem altă treabă. De ună zi, probabil că sunteți la curent, un site, un magazin online, a anunțat că retrage din comercializare niște tricouri cu chipurile lui Mircea Vulcănescu, a părintelui Gheorghe Calciu și a lui Radu Gir. Pentru că Onor Institutul Viză consideră că aceștia sunt criminali vinovați de genocid și așa mai departe, cu sau fără vreo decizie a unui instanță. Nu contează asta. Oricum, știm foarte bine, în paranteză fie spus, cum se deau deciziile politice în instanțele comuniste. Și, încă o paranteză, Părintele Calciu chiar nu are, împotriva lui, niciun fel de astfel de hotărâre în vreo instanțe. Să fie considerat în vreun fel tribunal de război sau vinovat de genocid, ca să poată să intre, fie și învățat sub incidența legii cu pricina, 217 pe anul 2015. Pe scurt, băieții ăștia de la magazinul online au retras produsele. Mai mult decât atât, au renunțat la sloganul pe care și l-au asumat de la bun început, prin un vers din Radu Gir, care poate fi citit în fel și chip. Dar mie nu mi se pare deloc amenințător. Decât dacă te simți cum pe căciulă. Ne vom întoarce într-o zi. Mie nu sună amenințător. Mie sună promisiune. Dar alții simt amenințați. Da. Alții se simt amenințați. Bun. Nu-i găsesc vinovați neapărat pe oamenii ăștia că au dat înapoi la prima somație. Înțeleg că există pe numele administratorului firmei o plângere penală făcută de Institutul Viză. S-a demarat o cercetare. Au fost zeci de cercetări de tipul ăsta și înainte de legea 217, că doar funcționa o ordonanță la fel de fricăroasă, dar poate nu o amploare așa de mare. Și nu s-a întâmplat absolut nimic. Eu vorbesc acum doar despre atitudine. Păi, ori mărturisim, ori nu mărturisim. Intră unul acum, cu mitraliera aici și ne spune, bă, sunteți creștini? Vă omor pe toți. Și noi fugim. Spunem, nu, domnule, suntem musulmani, suntem evrei, suntem orice, dar suntem creștini. Nu? Asta facem. Că la proba asta suntem puși în continuare. Sigur, în forme mai subtile și nu atât de violente, dar la proba asta suntem puși. Categoric. Riști marginalizarea publică, dacă vorbești despre unii care sunt considerați fasciști în figuri publice, da? Părintele Calciu este considerat fascist. Radu Gir este considerat fascist. Pe Mircea Vulcănescu l-a băgat și pe el că a fost în guvernul Andonescu. E
și e fascist. Și sunt atâția. Fraților, dar până unde cedăm? Bun, înțeleg să lucreze și frica asta. Dar până unde? Pentru că vor ajunge să ne ceară până la urmă să ne repădăm de toate valorile noastre, să ne ceară să ne repădăm de credința noastră, să renunțăm la toate figurile tutelare ale culturii și ale societății românești și să fim nimeni. Că de fapt ăsta este un atac concentrat și concertat la adresa identității noastre naționale. Iar eroii, martirii și sfinții noștri fac parte din noi. Noi avem ADN-ul lor. Numai că l-am cam uitat. Trebuie să mai căutăm. Dar l-avem. Ei sunt istoria noastră, ei sunt cultura noastră, ei sunt biserica noastră. Indiferent că cineva o recunoaște sau nu. Noi măcar să fim cinstiți cu noi înșine și să avem atâta curaj creștinesc încât să ne asumăm. Și eu nu vorbesc aici doar despre legionari sau despre... Nu la asta. Când spun martiri, eroi și sfinți, eu mă refer la toți cei care pot intra în aceste categorii pe anumite criterii, da? Bine stabilite. Că au fost cu orientare politică sau alta, e foarte puțin important. Sigur că are o pondere și asta, pentru că au reacționat într-un fel, pentru că aveau anumite educații. Și pentru că și-au avut anumite atitudine, pentru că așa au crezut. Nu s-a întâmplat. Sunt, probabil, și martiri socialiști. Nu știu. Trebuie să-i căutăm. Dar mai puțin mic. Dar poate e mai puțin. Da? Eu cred că sunt martiri cei care au crezut în Hristos, au crezut în neamul ăsta, au fost educați în cultul ăsta și au dat proba, când i s-a cerut, proba martirajului. Au considerat că sângele lor chiar cântărește mai mult decât mintea lor, decât ce ar fi putut ei să facă în viață vreodată, decât familia lor și așa mai departe. Asta este o conștiință martirică. Suntem conștienți că oamenii ăștia funcționează ca modele? Vrem aceste modele? Vrem să fim asemeni lor? Înțelegem de ce ar trebui să fim asemeni lor? În regulă. Dacă nu, mai bine nu mai vorbim. Și în orice caz să ne abținem de la câtea. Că ăla a făcut, că ăla n-a făcut. Că a făcut așa și trebuia altfel. Hai să vedem ce putem noi face fiecare dintre noi. Hai să vedem dacă suntem în stare să mărturisim atunci când se cere. Și cu asta, basta. Acum, foarte pe scurt, despre Aiud. Eu am avut o relație cu Aiudul înainte de a cunoaște Aiudul, pentru că am fost foarte apropiat de Părintele Iustin Pârcu, la Petru Vodă. Am știut din faza de simplă idee despre acest proiect, l-am urmărit. Am fost și sunt prieten cu Dan Puric. Am onoarea și privilegiul să fiu și să mă număr, cred, și printre prietenii domnului doctor Pavel Chirilă. Știu câtă energie, cât știință, câte resurse de tot tipul s-au folosit pentru ca să pornească acest proiect. Deci asta a fost o relație de la distanță, să spunem, da? În primul rând. Și m-a legat foarte mult sufletește. Târziu am ajuns să văd Aiudul ca atar. Să mă închin la osemintele celor care au fost acolo. Și să-l ascult pe Părintele Augustin povestindu-mi despre minunile pe care el însuși le-a văzut, le știe, le cunoaște, că s-au petrecut cu osemintele de acolo sau în biserica de acolo, în biserica Mormen. Am și scris la un moment dat un articol pentru Formula AS despre minunile de la Aiud. Cred că s-au petrecut. Am văzut oameni care mi-au mărturisit, am cunoscut oameni care mi-au mărturisit că au trăit astfel de miracole. Dacă vreți, o apropiere
a dumnezeirii într-un chip pentru noi mai puțin obișnuit, pentru cei mai vechi, mai lesne de văzut, pentru că ei erau mai probabil mai pericioși și mai aproape de cele sfinte. Ne-aș dori ca aiudul să devină un reper deopotrivă istoric, deci cultural, ortodox și politic. Și vă spun în ce sens reper politic. Aș vrea să funcționeze și asupra celor care vor face de mine încolo politică sau chiar fac de o vreme spectrul morților de la armă. Să funcționeze ca un model și ca o icoană care te și ajută, dar te și ceară. Aș vrea să se teamă politicienii noștri de sfinții noștri. Să le fie rușine de eroi noștri și pe cât posibil să urmeze martirilor noștri. Dacă ar face asta măcar o parte dintre ei, cred că am avea și cu toții o viață mai bună și că nu s-ar mai vota legi aberante precum legea 217 din 2015, care este o lege nu antilegionară, cum s-a spus, ci antinațională, antidemocratică. Deci sunt numai cu democrația în gură, oamenii ăștia. Și anticonstituțională, domnule. Îți interzice un drept. Îți interzice mai multe, dar unul esențial. Acela de a te exprima liber. Ei spun că nu. Dar uite că se întâmplă. Dacă ajunge un bieț site de vândut tricouri, să-și scoată sloganul care e un vers. Benin. Să-și-l scoată sub amenințarea cu pușcăria. Asta nu-i cenzură. Dacă asta nu-i cenzură, despre ce vorbim? Încă o dată. Cred că aiutul trebuie să devină și un astfel de reper politic. Nu știu cât de interesant vi s-a părut ceea ce v-am spus, dar vă pot asigura că tot ce vă spun, vă spun pentru că mă doare. Nu vă spun nici ca să nu fac grozav în fața dumneavoastră, nici pentru alt scop, ci pur și simplu pentru că mă doare și mă doare foarte mult lașitatea noastră. Lipsa noastră de rectitudine. Lipsa noastră de curaj creștinesc. Dumnezeule, suntem ortodoxi. De ce ne temem? Nu înțeleg. Suntem aici în preajma unei biserici. Dar avem de Hristos cu noi. Dar avem așa, abstract. Când e la o adică, fugim ca bătrânitele. Un pic de coloană mai dreaptă să avem. Doamne ajută! proporții din ce în ce mai mari. Și între ele,
Sunt și niște lucruri legate de memoria rezistenței anticomuniste. Unul este Aiuțul. Și altul este Mănăstirea Petru Bori. Și acolo e, în adevărat, un pelerinaj. Datorită faptului că sunt înmormântați acolo și părintele Iustin Bârbă, prietenul ei, dar și părintele Radu Cil și părintele Gheorghe Calciu din Creasă. Deci când ai asemenea morți în pământ, nu chiar că te-ai găsit la ei. Până urmare, va trebui să știm să chivernisim aceste lucruri. Sigur, și Arsenie Boca, într-un fel, în această categorie, pentru că și el a făcut temniță sub comuniști și el a fost, cu eu, o paradigma a rezistenței. Și probabil va fi primul care va și intra în sinaxar între acești apărători ai creștinismului din secolul 20. Este important să ne coordonăm eforturile ca să aducem cât mai multă lume în aceste locuri și mai ales să câștigăm în totalitate sprijinul bisericii și a altor instituții. Bunăoară, Institutul pentru Cercetarea Crimelor Comunistului, la care este director acolo la Tupreta și care poate să aibă un rol esențial în economia acestor activități comemorative. Deci trebuie să conjugăm cu dimensiunea laică, memorială, cu dimensiunea religioasă, liturgică, nu? În așa fel, în fel de lucrurile să fie una înaintea lui Dumnezeu. Aș dori să spun ceva pentru că mi s-a părut foarte bine punctat această idee de a conjuga dimensiunea laică cu cea duhovnicească și aș adăuga obligatoriu să adăugăm dimensiunea educației. Pentru că mi se pare esențial ca școala, într-un fel sau altul, să-și ia această datorie și această răspundere de a transmite mai departe lucruri pe care puțin le știu, unii le-am descoperit după Revoluție și dacă ele nu sunt transmise acum celor tineri, celor mici, zic eu, se va întâmpla din nou să treacă, știu și eu, poate iarăși ani și zeci de ani, ca să fie redescoperite în esența lor. Deci, tocmai că n-aș vrea să vorbim de ziduri, ci de ceea ce ele trebuie să aibă ca duh. Și atunci, cred că ar trebui să adăugați neapărat în toate demersurile dumneavoastră dimensiunea educațională, să zic, și cred că ar trebui să fie un demers asumat, nu doar de câțiva profesori, ci de mai mult decât atât. Sigur, ar fi ideal ca să se implice de la vârf cei care conduc destinele învățământului românesc. Da, dar nici și așa cum îi duceau comuniștii la Doftana, nu? Se duce și noi unde trebuie. Adică să deschidem copiilor această perspectivă spre niște modele umane care lipsesc în prezent. Deci oamenii care se confruntă ei în viața de zi cu zi, nu sunt deloc model. Ba dimpotrivă. Ei sunt într-o criză acută de model. Și atunci trebuie să le facem în vii pe cele din trecut. Eu mi-am permis ca anul trecut din școală altfel să îi propun doamne Iana Blandiana să introducă Sighetul, mă rog, memorialul de la Sighet, acela mic adus în București, în circuitul pe care școlile aveau, pentru că, sigur, fusese devastat de alte invitații paralele și care au, sigur, toată stima pentru existența lor, dar mi s-a părut firesc să existe o propunere în sensul ăsta și m-am bucurat că s-a făcut și că școlile au luat act de soluția asta, pentru că catedrele de istorie, eu nu sunt în zona asta, deci vorbesc absolut neutru, catedrele de istorie nici nu gândeau, dar au preluat, câtă vreme li s-a oferit această soluție, au preluat-o. Da, până la urmă, într-o țară care este atât de blocată administrativ, cum e România, și care învățământul este tot timpul cenușăreasa vieții publice, pentru că întotdeauna destinul Ministerului Învățământului, ăsta este. Primitem acolo pe ultimul client al partidului pentru care, mă rog, n-am mai avem altceva, indiferent că se pricepe, nu se pricepe, fondul nu s-a luat și așa mai departe. Deci, într-o astfel de situație, până la urmă, inițiativa individuală a profesorului contează enorm. Profesorii, mai ales de istorie și de română, să se implice cât mai mult, să le vorbească copilul despre aceste lucruri, să organizeze excursii la Aiud, sau, dacă vreți să le spuneți, pelerinaje, sau în alte
zone cu pondere memorialistică și așa mai departe. Deci în măsura în care noi ne vom mișca din aproape în aproape și de la om la om, cred că vom reuși să înviem această conștiință comemorativă și în tinerii de astăzi. Pentru că dacă nu câștigăm această bătălie, dacă tinerii ăștia nu le dăm niște repere care să fie convingătoare și formatoare pentru ei, riscăm o disoluție galopantă și riscăm, aș întâlni să spun, că ieșirea din istorie. Pentru că în clipa în care pierzi identitatea, ești în situația amnezicului care și-a pierdut memoria. Nu mai ești tu. Când faci totul, nu mai ești nimic. Ori asta se intenționează. Te intenționează această ștergere a memoriei, pentru că în felul acesta să nu devenim decât o masă biologică ușor manipulabilă, știu eu, într-un interes ideologic sau altul. Să sperăm că vom avea puterea să rezistăm și că morții noștri ne vor ajuta cu rugăciunile lor în fața lui Dumnezeu. Să știți că la Jilava, povesteau și de acolo, că vin destul de grupuri cu copii. Profesorul de religie sau preoții din parohie, au început să treacă și acolo. Iar la Sighet, povesteau ca un număr de vizitatori de câteva sute de mii de ani. Adică se mișcă lucrurile. Există ideea de la care am pornit, această conjugare a dimensiunii la nivel de proiect educațional, concret, de țară. Pentru că, sigur, inițiativele particulare întotdeauna au existat. Și ele au avut mai mult sau mai puțin succes. Să vedeți că de aici la inițiativele particulare. Da, dar este bine că atunci când pomeniți acești doi poli, să adăugați, părerea mea este că de multe ori contează vocile dumneavoastră, pentru că de acolo undeva sus ele se fac auzite. E important. De multe ori e bine să fie și un alt nivel, nu cel doar acolo, de iarbă. Știți? E nevoie de iarbă. Mai există institute de marginologie la alții, nu mai deci o idee urmează asta? Nu știu un spațiu comunist să mai existe undeva. De-aia, inițiativa Rostelului Pirlă mi s-a părut extraordinară și ar trebui sprijinită pe toate țările, dincolo de proiectul Aiut. El s-a străduit mult și la București în sensul ăsta. Dar sigur că chestia asta, fără un sprijin oficial, să merge greu. Pentru că ești tot timpul dependent de niște fonduri pe care nu le ai. Ai nevoie de niște oameni pe care nu poți să-i aduci dacă nu poți plăti. Nimeni nu face muncă voluntară, foarte puțin. Prin urmare, lucrurile, din păcate, sunt condiționate. Oricât de idealiști ar fi și de această parte materială. Dar la primul simpozion s-a scris ceva la lumea credință. Da, lumea credință, da. În general, asta e presa care se bagă, nu? Și care e o presă de nișă. Nu? Marea presă, așa numită presă centrală, vă rog, marele site-uri după internet, așa mai departe, spre toate lucrurile acestea nu există. Dar, mă rog, e loc de mai bine și nu mă îndoiesc că Dumnezeu ne va vrednici de mai mult. Dacă mai aveți întrebări, vă rog. Spuneați de simpoziunul de anul acesta din aprilie. Participarea publicului este încurajată sau? Este, sigur că da, de intrare e liberă. Numai că, na, să ai posibilitatea să vii în ziua respectivă acolo, pe 3 aprilie va fi. Asta înseamnă un drum foarte lung, dus întors, probabil că este greu de răspundând să stai o noapte. Nu? Toate lucrurile astea administrative, dacă ți le poți rezolva, atunci, mă rog, acolo e binevenit. Vă mulțumesc și sper să vă implicați atât cât puteți fiecare, cu bucățica dumneavoastră, această, mă rog, sforțare memorialistică. Așa. Și implicarea înseamnă până și mărturia imediată făcută către un aproape. Deci faceți lumină la această problemă și puteți considera că v-ați făcut datoria. Vă mulțumesc foarte mult! Domnul Răzvan Fărăscu ne-a adus și cartea domniei sale, ultima carte, cartea mărturisitorilor pentru istoria bisericii românești. Dacă vreți să o cumpărați, să primeți mai multe exemplare. Acum 135 de lei. Aici aveți cele mai frumoase figuri ale mărturilor. Da, e o carte cu 82 de figuri reprezentative ale martirajului românesc, de la Sfântul Bucoveni și până la martirii Sfântului Comunist.
această carte la Radio Tinta, s-a prezentat o carte despre corectitudinea politică. Am avut la editura Rost, domnul Claudiu. Așa cum? La Tinta. Am cu adevărat de parte, am la Tinta, s-a prezentat-o și pe asta, la Întrebătorul roman a câteva zile spune ziua mea. Și ei nu-i zic eu, mamă, ce carte mi-a plăcea. Și de ziua mea prind-o cadou. A fost cel mai frumos cadou din viața mea. Mulțumesc. Și pentru că sunt o întrebare foarte aiure, dar altfel eu nu știu să așa dumneavoastră. Anul ăsta este un an electoral. Sfântul Paisie Agerit a spus că nu vă votați conducători atenți. Grecii n-au ascultat, mă rog, noi... Pe de altă parte, știm că Mark Twain a spus că dacă ar vota votul vostru, nu v-ar mai lăsa să votați. Cum ieșim din acest impas? Sunt un mesager, n-a spus nu votați, a spus nu votați conducătorii aștepti. Eu nu pot să dau o recomandare în sensul ăsta și fiecare face cum îi dictează conștiința. Eu vă spun soluția mea personală. Eu nu mai merg la vot în 1996 pentru că nu vreau să particip la această mașinărie butaforică, care întreține în România o putere falimentară. Dar e soluția mea, nu pot să o impun nimănui. Sigur că unii fac teoria datoriei civice, că trebuie să neapărat să votez, dar așa cum am dreptul să votez, așa am dreptul și să nu votez, dacă eu consider că nu am pe cine. Adică să mă duc numai automat la vot. Numai prin ideea fixă de a vota, indiferent pe cine, rău cel mai mic, cum să zice, mi se pare o absurditate. Dom'le, nu fac decât să încalc o conștiință și nu obțin niciun efect real. Mă aflu întreabă. Vorba lui Petrețu, ți-a fără întreabă ca metod de lucru la români. Un absenteism, după părerea mea, semnificativ de la vot, să nu iasă la urne decât 10% din populație, ar fi cea mai usturățare lichidă pe care puteau primi clasa politică. Vă dați seama cum s-ar derena în Occident și cum s-ar comentu astfel de chestii, cum nu s-ar mai putea prevala tot acest gen de closet, de legitimitatea pe care noi ne-am conferit-o. Ei tot timpul să facă cum te mai alegi aici. Și vreți aceste alegeri, eu cred că au putere și nu mai conduce. Deci ar trebui, măcar, dacă nu suntem în stare de altceva, dacă nu suntem în stare de o nouă revoluție, atunci măcar această lecție o trebuie să le dăm. Să arătăm câți bani dăm pe ei. Da, se pare că nici asta nu suntem în stare. Da. Mulțumim mult. Vă propun să termină cu rugăciune. Thank you.